Incendiul a izbucnit la fosta fabrică de mobilă din Vaslui și era cât pe ce să se extindă la firmele din jur. Cauza probabilă este un foc deschis în spații deschise. Probabil o persoană necunoscută deocamdată a dat foc la resturi de carton sau de alte materiale combustibile lângă această hală, hală care era acoperită cu nitrolac și care s-a aprins foarte repede în această cauză, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. De sărbători, pompierii vasluieni au intervenit pentru stingerea altor 5 incendii izbucnite în județ și au deblocat 3 persoane din locuințe.